Meteorologii ne dau o veste bună. Din primele lor estimări, luna decembrie va fi plină de zăpadă și vom petrece astfel Crăciunul și Revelionul ca la carte. În decembrie, temperaturile marchează o scădere cu 5-6 grade față de noiembrie. În această lună se estimează că vom avea parte de temperaturi normale, dar va fi mai cald în partea de sud-est a țării. Deși va fi mai multă zăpadă decât este normal în mod climatologic, asta nu înseamnă că va ninge toată luna. Aceste cantități de precipitații pot să cadă într-una sau două zile și restul lunii să fie destul de secetos. Ne vom confrunta cu o iarnă rece, iar vremea de Crăciun va fi cu zăpadă în sudul țării, la munte și în cea mai mare parte a Moldovei și cu mai puțină zăpadă în restul teritoriului. Meteorologii vorbesc chiar și despre viscol, la fel de puternic precum cel de la începutul anului, care a paralizat o țară întreagă. Să ne așteptăm așadar la zăpadă din belșug și la sărbători de poveste.